Au sunat sirenele astăzi în curtea serviciului de ambulanță Gorj. Nu a fost protest, ci motiv de sărbătoare. O sărbătoare umbrită de pandemia de coronavirus. La 28 iulie 1906 a fost înființat primul serviciu de ambulanță din România, fiind al treilea din Europa. Ziua ambulanței nu s-a mai sărbătorit ca în alți ani. Astăzi toată lumea a fost la datorie. Prin muncă sărbătorim, deci nu avem altfel cum. În anii trecuți s-a sărbătorit în anumite locații, deci veneau din toată țara și se sărbătorea, dar acum, dată fiind situația actuală, fiecare județ își organizează acolo, foarte scurt, nu întrerupem activitatea de lucru, suntem la datorie, ca întotdeauna, obosiți, psihic și fizic, dar ne facem datoria acestea. Între timp, angajații încă așteaptă sporul promis de guvern.